Pe fondul protestelor agricultorilor se nasc noi neînțelegeri în coaliția de guvernare. Liberalii sunt acuzați de socialdemocrați că au votat în Parlamentul European o lege care ar arunca în aer agricultura românească. Vorbim despre un act normativ care privește reducerea obligatorie a folosirii pesticidelor. O lovitură dură pentru toți fermierii, acuză socialdemocrații. Lovitură la care au pus umărul din greu liberalii care ne reprezintă în Parlamentul European. Au fost destul de absenți în spațiul public colegii din Partidul Național Liberal în această perioadă. Important este să înțelegem că vorbim de interesul României, guvernele vin și pleacă, dar măsurile care se iau acum și negocierile care se fac la Bruxelles sunt pe termen lung și atunci trebuie să tragem toți în aceeași direcție. Repet, o să vedem ce se întâmplă. Comisarul pentru Agricultură este destul de ferm într-o direcție pe care noi nu ne-o dorim. Va trebui să fim cât se poate de duri, astfel încât împreună cu celelalte 15 state care s-au alăturat să luăm deciziile cele mai bune pentru fermieri. Foarte grav este că acești europarlamentari care reprezintă România azi în Parlamentul European de cele mai multe ori țin cont de acea culoare politică și nu de țara din care provin.